Sara, modul în care ține un discurs te lasă fără cuvinte. Inegalabila profesoară de dicție, Vera Anastasiu, a venit astăzi la noi să ne învețe cum să vorbim fluent și expresiv în public, dar și să ne zică care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le facem zi de zi. Parascava de catriafobie mai rea decât hipopotomonstrul secvi pedaleofobia, dar mai ușoară decât venustrafobia, blutofobia sau chiar logizomecanofobia. Toată chestia constă într-un ax perpendicular pe metafox și lipit cu picul fals, de sus sex în jos sex, seamănă cu o corocorbaletință sau corocoropretință, de jos sex în sus sex, seamănă cu o caracatochifelniță mixidrilică și incococefete strabile, iar privita de-a dreptul nu este decât o biribistrocizare de pomina. Un prestidigitator în popoțona cincotoșmănat cuprins de o megalomanie herculeană, imperturbabilă, în plină contemporanietate, face cu minuțioasă și irezistibilă ingeniozitate, dar și fără unilateralitate, o fantasmagurică demonstrație cu un paralelei pipet contondent trapezoidal în stare de irreversibilă imponderabilitate. Nu mușca de undeva, nu mișca de undeva, nu mușca de unde miș, nu mișca de unde mușci, musca mișcă, mișcă, musca muș, mișcați, muștele mușcă, mușcata, musca mușcă, mușcata ta, mușcați, iar musca mușchiul. Domnule Smith, ești mușchiul mușcat, domnule Martin, mustul mustește, doamnă Smith, muștele mustesc în mușchiul mușcat. Domnule Martin, mușcă, musca mușcate, mușchiul mustește. Vă rog, repetați. Succes! Incredibil, nu cred că putem repeta, Vera. Bună seara și bine ai venit. Bună seara și bine v-am găsit și vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Cu drag. Am zis inegalabilă pentru că, într-adevăr, așa este. Vai, îți mulțumesc tare mult și mă onorează aprecierea pe care mi-o faci. Nu știu neapărat dacă sunt inegalabilă, cert de faptul că îmi fac munca cu pasiune și demnitate. Astea sunt cele două principii pe care le am în cariera mea și ceea ce îmi doresc eu este ca să pot să-i ajut pe oameni să rămână pe retină atunci când apar în fața altor oameni. Acesta este unicul meu scop pe care l-am în meserie. Nobil. Spune-ne, cum este să fii cea mai bună la dicție și dacă mai ai vreodată emoții atunci când ieși în public, când ții un discurs? E destul de mare aprecierea pe care mi-o faci tu în acest moment. Cred că oamenii care ne urmăresc acum ar trebui să-mi ofere calificative despre cât de bune sunt eu la dicție în țara asta. O să îți spun un lucru de la început. Eu îmi știu mărimea pantofilor. Știu exact că o femeie este frumoasă dacă este și deșteaptă. Dincolo de asta este doar o păpușă Barbie care este doar frumos îmbrăcată, dar slab mobilată. Iar pentru mine contează foarte mult că atunci când intru în contact cu o femeie sau cu un bărbat, să poată după alea 5 minute să dau seama că mai rămâne și mie ceva din discuția pe care o am. În fond, nu este o meserie ușoară. Dacă poate asta apare dincolo de ecran, nu este nici prea departe. Pentru că fiecare dintre oamenii care vin în sala mea de curs, politicieni sau oameni care nu neapărat au poziție publică, sunt oameni care vin cu povestea lor, vin cu mirosul lor, vin cu trăirile lor, cu problemele lor și atunci eu din ceea ce văd în fața mea trebuie să construiesc un comunicator mai bun decât este în acest moment. Și atunci bătălia mea se duce uneori de la câteva ședințe de curs până la 2 sau 3 ani, cum se întâmplă în cazul unor persoane cu care eu muncesc și în acest moment. Deci, dincolo de ceea ce vedeți, de parascave de catriafobia, este atitudine, caracter, emoție, încredere și șirul poate continua. Dincolo de ceea ce vedem, cine este de fapt Vera Anastasiu? Descrie-te în câteva cuvinte. Mamă cu normă întreagă. Eu am o fetiță care are vârsta de 9 ani, Gloria, ne urmărește acum și o salut cu mare drag. O salutăm și noi. Gloria este omul care m-a motivat pe mine în acest proiect să încep să fac dicție, pentru că fetița mea avea un defect de vorbire. Și din momentul în care eu mi-am dat seama că sunt unul dintre puținii oameni care îl poate ajuta pe acest copilaș mic, firav, la un an și 3 luni, atunci când eu am auzit că primele sunete nu sunt în regulă, mai târziu mi-am dat seama că nu trebuia să-mi fac griji, că nu trebuia să intru în panică. Până la vârsta de 4 ani este în regulă dacă un copilaș are un defect de vorbire. Dacă sub influența adulților nu se schimbă nimic, da, din momentul acesta căutați un specialist. Dar sunt mamă cu normă întreagă, sunt jurnalistă, m-am retras din această meserie pentru o anumită perioadă, pentru că a fost angajată în calitate de consultant național pe comunicare pentru toate femeile deputat din Parlamentul Republicii Moldova într-un contract pe care l-am avut și m-am decis că voi reveni la un moment dat în meserie atunci când îmi voi dori asta cu toată inima. Am un masterat în administrație publică pe care l-am făcut la Chișinău, un masterat în comunicare și relații publice la Școala Națională de Studii Politice și Administrative de la București. Am o acreditare de la București, de la Autoritatea Națională de Calificări pe Dicție și Discurs Public. Este
ceea ce confirmă abilitatea mea și capacitatea mea de a livra un asemenea produs la nivel profesionist în Republica Moldova. Știu că societatea la un moment dat îți cere să ai anumite titulaturi, diplome. Eu încurajez oamenii care sunt talentați și care își fac meseria asta din toată inima, dar în anumite contracte în care eu mi-am dorit să pot să fiu acolo consultant, aveam nevoie de niște studii care să califice pregătirea mea profesională, chiar dacă poate mă recomanda talentul. Dar nu era suficient. Talentul, din păcate, nu este suficient. E exact ca o sămânță care are nevoie de un sol roditor. Nu vă mințiți. Nu există talent pur căruia să-i dai voie prin casă să umble singur, Tatiana. Abia atunci când te-ai școlit și ai învățat, talentul tău face diferența. Tocmai asta am făcut eu. M-am școlit și am învățat, apoi talentul meu a făcut diferența. Pentru că sunt mulți oameni care după apariția Dicție.md în Republica Moldova au încercat să facă la fel. Să imite anumite comportamente, așa, începând de la modul în care eu mă îmbrac, cum vorbesc, ce exerciții fac, ce predau copiilor, și din păcate mulți dintre ei s-au stins. Și am fost întrebată într-un interviu: Vera, nu ți-e teamă? Mulți oameni chiar se uită în fiecare zi la ceea ce faci tu și încearcă să facă la fel. Să te imite. Și le-am spus, nu am nicio problemă cu asta. În timp ce ei copiază ceea ce fac, eu am timp să învăț altceva nou. Asta este diferența, să nu vă fie teamă niciodată de treaba asta. Tu cucerești prin discursurile tale, da, chiar și acum. Aș pune aici încă o pernă și aș sta și te-aș asculta ore în șir. Cum faci și cum facem noi? Că tu, cum ai făcut deja, e o listă foarte lungă pentru noi ăștia. Un secret mai simplu. Cum facem să avem un discurs frumos, bun? Am înțeles. Locuvent. Și de impact, pentru și că impact. Înțeleg că asta își dorește fiecare dintre participanții la un curs care dezvoltă abilități de comunicare. Deci să rămân acolo în mintea oamenilor și după ce am plecat, ei să-și amintească de mine. Iată, aceasta este cea mai mare bătălie pe care noi avem. În primul rând o să vă spun un secret, care poate nu o să-l găsiți în cărțile de specialitate. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți atunci când vă decideți să comunicați în public este să aveți atitudine. Ea nu se cumpără. Ea nu se găsește în niște sticluțe, ea nu se găsește pe un raft frumos ambalat în care tu să-l iei și să ți-l asumi. Atitudinea vine din lucrurile pe care tu le faci, din valorile pe care tu ți le-ai setat, din lucrurile pe care le-ai învățat de la alți oameni buni și de calitate. Pentru că succesul în viață este o sumă de oameni buni și de calitate pe care i-ai întâlnit în drumul tău spre succes. Iar mari oameni care creează impact sunt cei care au avut la rândul lor răbdarea să învețe de la fiecare dintre oamenii buni și de valoare pe care i-au întâlnit. Deci un discurs bun are în primul rând atitudine. Poate oamenii nu vor reține întotdeauna ceea ce le-ai spus, dar cu siguranță nu vor uita felul în care tu i-ai făcut să se simtă. Despre emoție este discursul public, el nu este despre tine. Discursul public este despre oameni. Și ca să ai un discurs bun în public, în primul rând, nu trebuie să ignori partea de pregătire. 95% din toate discursurile publice, ultimul care mi-a rămas pe retină este al lui Donald Tusk, care a avut absolut o prezență extraordinară la Ateneul Român. Este pentru că 90% din aparițiile publice ale oamenilor care într-adevăr sunt comunicatori excelenți sunt elemente clare de antrenament. Deci ei s-au antrenat foarte mult pentru acest moment. Deci pregătirea este primul lucru. Doi, trebuie să te întrebi dacă tu poți să oferi plus valoare oamenilor în fața cărora urmează să vorbești. Să ai chestiunea de timp foarte bine pusă la punct, pentru că dacă ai 5 minute, trebuie să impresionezi în alea 5 minute. Și să poți să-ți gestionezi emoțiile, să înveți câteva elemente clare de limbaj verbal, non-verbal și paraverbal. Să înveți o structură minimă de discurs și să interacționezi cu publicul, chiar dacă ei nu-ți răspund. Să poți să ai anumite elemente care să-i provoace pe oamenii care te ascultă să-ți răspundă și să fie acolo, omniprezenți. Dacă nu ai înțeles încă, organismul uman este un instrument atât de bine acordat încât doar trebuie să știi pe care dintre pedale trebuie să apeși la momentul potrivit. Și da, un discurs public este cartea ta de vizită. Modul în care tu vorbești, vorbește despre tine. Și atunci întreabă-te înainte de a apărea în fața unor oameni: pot eu să ofer
mai mult decât ei deja știu? Pentru că oamenii se tem de emoții. Nu să merg acolo pentru că am niște emoții foarte mari și eu nu știu ce să fac cu mâinile, cu picioarele, unde să mă uit. Este adevărat. Dacă aveți emoții, bucurați-vă. Și verificați-vă dacă încă n-ați murit. E foarte important să ai emoții. Ce trebuie să faci este să înveți care să zboare informație. Emoțiile sunt un efect pozitiv de apărare al organismului împotriva necunoscutului. E foarte important să ai emoții. Și da, eu încă mai am emoții atunci când apar în fața altor oameni. Și mă bucur că le am. Din ziua în care nu le voi avea, o să mă retrag din această meserie. Înțelegi că ești vie și că poți transmite emoții și celorlalți, exact, nu? Exact, exact. Și cel mai important este că mi-e place starea de adrenalină pe care mi-o oferă corpul meu. Mă conectează la realitate și nu mă lasă pur și simplu să devin un om fără busolă. Ori eu în viața mea, în toată perioada asta, până la 32 de ani, am învățat un lucru foarte clar. În viață trebuie să ai o direcție. Chiar dacă pașii pe care îi faci poate sunt diferiți, direcția trebuie să rămână întotdeauna aceeași. Dacă știi finalul unui discurs, dacă știi cum va arăta finalul discursului tău, înseamnă că ai un discurs foarte bun. Așa. La fel ca și un drum. Dacă știi exact cum trebuie să arate cariera ta și unde trebuie să ducă, înseamnă că ți-ai setat cu siguranță obiectivele așa cum trebuie. Așa. Vera, tu ești o norocoasă pentru că ți-ai putut transforma pasiunea într-o afacere. Ori nu foarte mulți pot să facă acest lucru. Cum a început? Cariera mea a început la Nisporeni. Eu sunt de Baștină, de la Nisporeni, dintr-un sat cam la 7 km distanță de Nisporeni. Am început cariera mea la vârsta de 13 ani, atunci când am început să scriu primele poezii la Gazeta de Vest din Nisporeni, după care am fost selectată în echipa de televiziune, a unei televiziuni locale, în care eram mare știristă și mă bucuram că mă vede mama la televizor. La 14 ani? Da, și nu aveam nici... nu aveam acte, pentru că era clar, nu puteam să fiu angajată. Am continuat cu aceeași dedicație și perseverentă. M-am văzut întotdeauna o jurnalistă. Am crescut cu TVR în familia mea. Prindeam părul exact ca în pozele alea în care mă vedeți cu părul strâns la spate. Așa. Și mă închideam în cameră, luam pantofii mamei, mă puneam în fața oglinzei, luam o mapă. Oglinda era prietena mea și începeam să vorbesc. După aia am fost selectată de Vocea Basarabiei, un post de radio la care am muncit aproape 5 ani din acel moment. Mai târziu, venind la Chișinău împreună cu echipa, am început să am emisiuni politice și pe această cale vreau să mulțumesc unei echipe formidabile de acolo care m-a înțeles. Eu fiind un copil care nu aveam experiență, copil pentru că în meseria asta de jurnalist trebuie să fur de la oameni ca să poți să faci diferența. După care au urmat studiile mele, un alt post de radio și de televiziune, Noroc Media, la care am muncit timp de 7 ani, și pe toate le-am făcut cu pasiune. Cred că de acolo a și pornit dragostea mea pentru cuvinte. Am fost întotdeauna setată să fiu mai bună. Am considerat întotdeauna că pot mai mult. Și într-o discuție cu câțiva prieteni de-ai mei de la București, într-o zi, m-au întrebat ce să faci tu dacă de mâine nu va exista postul de televiziune sau de radio la care tu muncești. Așa. Mi-am zis, păi, ce o să fac? O să fac. Te duci la un post, nu? O să găsesc altceva. Dar ție ți-ar plăcea să faci asta la infinit? Zic, da, este pasiunea mea. Dar dacă ar fi să alegi altceva înainte, în afara de televiziune? Păi, cred că aș deveni profesoară. Atunci am zis, pur și simplu, aș deveni profesoară. Astăzi sunt profesoară și sunt foarte mândră de misiunea pe care eu o am. Pentru că eu cred că una dintre cele mai nobile profesii din lume este cea în care îl poți ajuta pe un om să devină om. Ori tu întotdeauna ai oscilat între aceste două profesii de profesoară și jurnalism, ai și absolvit facultatea de filologie, nu? Da, exact, limba și literatură română pură, cum îmi place mie să zic, și salut pe toți profesorii mei de acolo, dar școala vieții este cea pe care nu o poți absolvi undeva. Ea pur și simplu trebuie să vină din convingerile sau din lucrurile pe care tu le înveți pe parcurs de la anumiți oameni. Și vreau în această emisiune să mulțumesc unui om care a făcut întotdeauna mai mult decât m-aș fi așteptat eu că acest creier pe care eu îl posed poate. Este vorba de domnul Gheorghe Caraseni, care a fost un om care m-a influențat profund în alegerea meseriei mele de trainer,
dicție, discurs public. Este un om care m-a format pe mine și căruia vreau să-i mulțumesc astăzi din toată inima pentru acest frumos lucru pe care eu nu mi l-am imaginat niciodată că se poate întâmpla cu viața mea. Ziceai că prima ta elevă de la dicție a fost fetița ta, Gloria? Da, exact. Nu și-a dorit, apropo. Nu și-a dorit. Mi-a făcut destul de multe capricii, dar n-a prea avut de ales, pentru că eu îmi imaginam în acea etapă de viață că avea un copilaș care are un defect de vorbire grav pe litera R, este foarte... foarte nepotrivit și atunci trebuie rezolvat imediat. I-am pus creionul în spatele caninilor, indiferent unde o prindeam. Și 7 luni? Da, și mă jucam cu ea. Poți face, copiii imită foarte ușor anumite comportamente și dacă vedeți voi în familiile voastre, faceți la fel, ea o să-și dorească să încerce, că sună bine. După aia am dezvoltat tot felul de cântecele cu nu știu ce face rățușca, rămurică și cum se întâmplă. Și atunci ea a început să prindă gustul și esențele tari se țin în sticluțe mici, așa că orice fel de mâncare consumată în exces provoacă indigestie, câte un pic. Și dozat în fiecare zi, după aia rezultatele au început să apară. Este unul dintre oamenii care a revoluționat proiectul meu, dacă vrei. Primele lecții de dicție au fost cu ea. E o nebunie ce s-a întâmplat atunci. Nu mi-am imaginat și nu mi-am dorit niciodată, acum îți spun foarte sincer și mărturisesc în premieră, ca să am succes cu acest proiect. Eu îmi doream doar să-mi rezolv problema în familie, să fie bine acolo. Mai mult nu. Peste ceva timp, în schimb, s-a întâmplat ceva ce nu am crezut. M-a telefonat cineva dintre cursanții mei, pe atunci prezentatori, copii fiind la Moldova 1, să-i pregătesc pentru o emisiune de televiziune pe care o aveau ei, cu un scenariu. Și fiecare dintre cuvintele pe care le ziceau nu sunau așa cum mi-aș fi dorit eu. Și atunci am zis, hai să vă ajut să schimbați ceva, că se poate totuși. Așa. Am operat pe aceeași metodă. Mai târziu, ajungând la București, mi-am dat seama că sunt alte zeci și sute de metode prin care poți să-ți îmbunătățești dicția. Dar Gloria a fost un mic cobai, dacă poți să-l numesc așa, în care eu am experimentat și toate experimentele mele au fost acolo. Și acum o informație utilă pentru părinții care poate ne urmăresc în acest moment, de la ce vârstă își pot da copiii la dicție? De la ce vârstă e indicat? Eu am avut copilaș de 4 ani pe care i-am luat în grupurile mele la dicție, dar cel mai oportun este să veniți cu un copilaș la dicție de la vârsta de 5 ani. 5-6 anișori. Dar aici ar trebui evaluat copilul, pentru că toate evaluările la dicție pe care le fac sunt gratuite. În primul rând trebuie să vedem ce s-a întâmplat cu copilașul când a apărut pe lume. Dacă au fost cazuri în care el s-a speriat foarte mult de ceva, dacă a căzut, dacă a văzut un animal sau orice alt lucru care l-a speriat, sau s-a născut copilașul având o problemă la sistemul nervos central. Și atunci tot felul de probleme, gen bâlbâială, sigmatism, pot apărea din cauza că s-a întâmplat ceva, sau cordon umbilical în jurul gâtului, sau sunt foarte multe lucruri care sunt setate inițial. Dar de la vârsta de 5-6 anișori, copilașul poate să aibă ascultare activă de 5 minute în care tu reușești să faci ceva cu el. Pentru că copiii funcționează exact ca la Minimax. 2-3 minute film, după care publicitate. Deci trebuie să te joci cu ei, trebuie să găsești anumite metode interactive ca să-i faci să fie în regulă. Eu cred că oamenii care lucrează cu cei mici, 4-5 anișori, pot lucra cu oricare alt om din lumea asta. Dacă discursul tău îl poți explica unui copil de 6 ani, înainte de a merge la un mare eveniment la care tu trebuie să vorbești și el te înțelege, ai succes. Cu siguranță ceilalți vor înțelege ceea ce vrei tu să spui. Vorbeam și la început despre cele mai frecvente greșeli pe care le folosim noi și din spațiul acesta al nostru. Care sunt ele? Care te enervează cel mai tare? Să știi că acum aș minți dacă aș spune da, accept modul în care vorbesc moldovenii de la Chișinău și place tare mult cum vorbesc moldovenii de dincolo. Și noi și cei de dincolo avem foarte multe greșeli, putem să ne împărțim chiar. Prima care îmi vine acum este ca și. Din dorința de a masca o cacofonie, moldovenii obișnuiesc să lege pe ca și ca fiind foarte oportun în acel... Nu, este o falsă impresie. Dacă îl puneți în acel loc, să zicem, diceți, precum, e perfect. Lăsați-l pe ca și, pentru că nu are nicio treabă. Avem destul de multe. Merg la serviciu în loc de serviciu, deci mergi la serviciu
și nu e servicică, nu... Sau servim masa, nu serviți masa. Așa. În general, mâncați. Sau pleonasme, am înghețat de frig. Nu, e, ați înghețat, e suficient. Avem multe dezacorduri sau pe care... lucruri care țin de elementarele lecții de limba română la care noi trebuie să participăm. Cauzalele, deoarece, pentru că, fiindcă, pauză și virgulă înainte de asta, în mijloc de cuvânt, î din i și nu varianta pe care o vedem în acest moment, î din i este a din î, multe, decât doar se folosesc, deci doar se folosește în varianta de pozitiv decât în varianta de negativ, multe, ar trebui să rămân, sau vis-a-vis, cuvântul ăsta se folosește doar când vine vorba de spațiu, nu mai legați de oameni, de alte lucruri. Care exercițiu de dicție ți s-a părut ție cel mai complicat? Cel mai complicat? Cred că sunt multe exerciții complicate la dicție, dar sunt exercițiile care au pe RL în același loc. De ce? Pentru că apexul limbii sau vârful limbii, cum zicem noi, trebuie să ajungă alveolară superioară, deci la intrarea în vălul palatin dur, sau cum zicem noi, cerul gurii, după care să vină anterolingual pentru L în față și să-l pună pe L, R în aceeași fracțiune de secundă. Am înțeles tot? Așa? Nu. Îmi dai și un exemplu? Da, neapărat, dar nu trebuie să vă speriați. Cu un pic de exercițiu, un creion plasat în spatele caninilor, care trebuie să ofere mai multă flexibilitate și dexteritate pentru aparatul fonator, o să vă reușească. Ce trebuie să faceți este doar să aveți un pic de răbdare. Vestea foarte bună este că noi corectăm asta și vestea mai puțin bună este că asta poate dura un pic. Și să vă zic un exercițiu de dicție... poate un pic mai complicat sau mai ușor, zi-mi tu de care vrei să-ți spun. Hai să ți-l zic pe ăsta. Gen un prestidigitator împopoțonat și încotoșmanat, cuprins de o megalomanie herculeană imperturbabilă în plină contemporanietate, face cu minuțioasă și irezistibilă ingeniozitate, dar și fără unilateralitate, o fantasmagorică demonstrație cu un paralelipiped contondent trapezoidal în stare de irreversibilă imponderabilitate. Așa, cum îți reușește și care au fost primele pe care le-ai învățat? Sunt lucruri la suprafață. Nu am niciun secret pentru asta. Cineva îmi spune, poate tu bei ceva, poate tu mănânci ceva, poate tu ai un mod de viață un pic mai diferit. În primul rând, hidratarea face foarte mult pentru ca circulația sanguină să fie foarte bună și dacă ți se ridică tensiunea sau ți se întâmplă ceva în momentul în care respirația este foarte strânsă, să nu mai ai această panică pe discurs și să sacadezi textul. Dar în primul rând este munca. Nu vă mințiți, nu am reușit să spun acest exercițiu citindu-l o singură dată. A trebuit să-l citesc de 3-4 ori, după aia să-l repet de 3-4 ori cu un creion în spatele caninilor, să înveți anumite reguli de pronunțare pe final de cuvânt și să-mi placă să fac asta. Dacă nu-ți place să faci asta, nu are nici de cum niciodată să-ți apară parascava de catreafobie, mai rea decât hipopotomonstro segbipedaliofobia, dar mai ușoară decât venostrafobia, blutofobia sau chiar o gizomeconofobia. Nu e un lucru care să vină așa de la sine. Nu e suficient doar să înveți un exercițiu, Tatiana. Pentru că toată lumea poate să zică asta dacă te învăți să-l spui. Din momentul în care nu se aud sunetele și lași orfan pe cineva dintre aceste sunete, s-ar putea să-ți spun că nu ai o dicție foarte bună, deși exercițiul ai spus cu o viteză extraordinară și ai zburat în cosmos cu prima rachetă pe care ai văzut-o. Nu, nu este suficient. Trebuie pur și simplu să ai abilitatea de a rosti literele, dar de maniera în care să nu te infatuezi. Mi se pare că omul care vorbește se strâmbă sau face grimase sau forțează discursul. Oamenii iubesc profesioniștii și simt de departe amatorii. Și când o să-l auzi pe cineva vorbind, dar depunând un efort maxim să spună asta, s-ar putea să nu-ți mai placă modul în care vorbește acel om. Deci trebuie să fie lejer, trebuie să-ți placă și trebuie să ai plăcerea de a-l asculta mult timp și să nu te plictisești. Adică să fie un gen de discurs în care să spui, vai, e atât de drăguț cum vorbește băiatul ăsta, mi-ar plăcea să-l ascult și nu mă obligă să-l ascult. Așa e. Acesta e un discurs bun, care nu te obligă, nu te forțează, nu ți impune autoritate și nu ți creează impresia că
Mi-a spus ceva foarte interesant, dar m-am simțit și blamată, și lovită, și atacată în același timp. Nu, oamenii vor să fie luați în brațe și gesturile pe care le faci, de rând cu modul în care tu exprimi un text, trebuie să fie întotdeauna gen o să te iau în brațe sau o să am grijă de tine. Publicul întotdeauna vrea să vadă ce se află dincolo de cortina a ceea ce ești tu. Vera, să știi că am avut o mare plăcere să te ascult. Și sunt sigură că și cei de acasă au avut-o. Noi nu ne-am plictisit. Din acest motiv o să te rog să rămâi și cu noi și după o scurtă pauză de publicitate. Revenim! Venit. Să știi că tu ne-ai impresionat cu similiturile tale până acum, dar colega noastră, Alina Crai, a ieșit pe stradă și a întrebat trecătorii, mai bine zis, a provocat să citească o similitură. Foarte frumos, foarte curioasă. Să vedem acum împreună, după care să ne zici cum s-au descurcat. Da? Cu mare plăcere. Haideți să urmărim. Un cocostârc s-a dus la descocostârcărie, unde se descocostârcăreau și alți cocostârci nedescocostârcăriți. Frământările de limbă nu s-o treabă ușoară. Nu oricine s-ar descurca cu o astfel de provocare. Noi totuși suntem tare curioși să vedem cine ar putea face față unei astfel de propuneri deloc ușoare. Un cocostârc s-a dus la descocostârcărie, unde se descocostârcăreau și alți cocostârci. Un cocostârc s-a dus la descocostârcărie, unde se descocostârcărie. Un cocostârc s-a dus la descocotărcie, unde se descocotărceau și alți cocostârci, nu-i descocotărciți. Ca să se descocostârcărească de cocostârcărie lui. Ca să putem vorbi mai repede, mai clar, mai bine, trebuie să facem o serie de exerciții. De genul. Cosașul Sașa când cosește, cât șase sași, sasul cosește. Cosașul Sașa când cosește, cât șase sași, sasul cosește. Și în sus și în jos de casa sa, cosește sașul și în șosea. Cosașul Sașa când cosește, cât șase cași, sasul cosește. Și în sus și în jos de casa sa, cosește cosașul și în șosea. Sașul Sașa când cosește, cât șase sași, sasul cosește și în sus și în jos cu coasa sa, cosește sasul și în șosea. Pimperel cu pilă lungă, șepilit pilea pe pungă, pungă în pilă, pilă în pungă, piperel cu pilă lungă. Un moș cu un coș, un coș cu un cocoș, moșul cu cocoșul, cocoșul... Cu moșul! Da. Un moș cu un coș, coșul un cocoș, moș cu cocoșul, cocoșul cu cocoșul. Тередивати два, мы грео азичи тередивати два, да и грео де дистередивати редива, тередивати две. Титеридвати два, ну и грео азичи тетеридвати два, да и май грео адес тетеридивати, тетеридиватура, тетеридвати две. To which is watch, to watch, which watch, which watch. To which is watch, to watch, to watch, which is watch, to... Which, watch, watch. Watch, to watches? Which, which, да. Which, watch, which, watch. А, which, watch, which, watch. Браво! Foarte amuzant, ne-am distrat. Foarte interesant, foarte interesant. Facem aceste exerciții, așa, cum a făcut și Alina? Nu chiar așa, dar în mare parte nu-i greu a zice titiritva, titva, dar e greu a de titiriti, titiriditura, titiritva, titvei sau cocostârcul sau restul sau cozașul Sașa. Sunt exerciții care necesită în primul rând destul de mult dexteritate. În primul rând pe exercițiul un cocostârc s-a dus la descocostârcărie, nu discocostârcărie, pentru că noi românii de la Chișinău îl punem pe I în fața lui E. Așa. Deci
noi vorbim despre euro, Europa în loc de euro, Europa, și nu euro, Europa, pentru că ăla vine din rusă, mai mult vorbitorii de rusă îl practică. Deci, nu-l mai inventați pe E, pe exercițiile pe care le-ați spus, pentru că în rest ați fost foarte simpatici. Deci, E nu-l are în față pe un I niciodată, la fel și O. Deci, nu-l are un U în față niciodată, nu este oră, dar oră. Și E este întotdeauna E, fiind o vocală deschisă care se pronunță printr-o cădere a mandibulei. La Chișinău toată lumea merge acasă, în loc să meargă acasă. Iată de ce. Acasă. Da, exact. Sigur. Și ar trebui întotdeauna sunetul să vină de pe curzile vocale, să lăsați mandibula să cadă un pic. Și nu trebuie să redeveniți altcineva. Trebuie doar să învățați să puneți instrumentul ăsta care se numește aparatul fonator să lucreze în favoare, nu în defavoarea mea. Iar un cocostârc s-a dus la descocostârcărie, unde se descocostârcăreau și alți cocostârci nedescocostârcăriți, ca să se descocostârcărească de descocostârcăria lui. Are în primul rând ca regulă principală să-l țin pe E dentală inferioară, deci cu apexul limbii la rădăcina dinților de jos. Uh-huh. E-A, pentru că este un diftong, o vocală și o semivocală, nu este dial, dar deal, deci cocostârcăreau și nu cocostârcăriau. Și finalul de cuvânt trebuie să se audă. Dar C, G, H, fiind posterul lingual, rostindu-se de la rădăcina limbii, deci e un cocostârc. Deci un cocostârc și se aud ambii în aceeași priză, cu aceeași dimensiune, și buzele trebuie să urmeze partea de vocale. În general, doar vocalele se cântă. Cine sunt elevitei? Oameni care își doresc să devină comunicatori mai buni. Cam de la vârsta de 5 anișori și până pe la 67, cel mai vârstă client pe care l-am eu în acest moment. 67 de ani? Da. Este, din ce domeniu este? Din domeniul panificației, dacă alimentară, dacă pot să mă exprim astfel. Domnul Vasile are o întreprindere de panificație în Chișinău și vrea să vorbească mai bine pentru angajați. Știu că ai și foarte mulți politicieni. Da, am foarte mulți politicieni, așa este. Sunt oamenii care au... În continuare, pentru că de câțiva ani tot aud că ai politicieni. Da, am oameni care să își dorească să progreseze în demersul lor de comunicare și care sunt foarte perseverenți, unii dintre ei. Cu mulți dintre ei am încheiat instruirile, cu alții mai continuăm să ne instruim, că vorba aia. Cum cât a fost campanie și s-au mai schimbat lucrurile, am luat și eu o pauză, am mai mers prin vacanță, mi-am permis să mă odihnesc și eu, pentru că am avut un regim care nu a fost foarte încurajator pentru mine și mi-am permis luxul de a evada. Așa, și ți-a prit foarte bine, ți-a făcut bine. Eu sunt un om care știe limita, a cât poate duce, și atunci știu când trebuie să mă opresc. Politicienii nu sunt un aluat foarte ușor de modelat, dacă poate asta vrei să mă întreb. Sunt oameni care deja au la activ o agendă foarte încărcată și care își doresc ca rezultatele să fie acum și să se vadă imediat, la următoarea conferință de presă, la următoarea apariție. Iar pentru asta trebuie să muncească mult. Și mulți politicieni din Moldova încă trebuie să muncească mult. Dar cum ți se par discursurile lor, a vedetelor, a persoanelor publice, a jurnaliștilor, dacă vrei? Cum ți se par? Vreau să îți spun că termenul ăsta de vedetă pentru mine este asociat cu Adele și alte nume mari care au turnee internaționale și cred că avem cântăreți și unii dintre ei extraordinar de buni. Unii dintre ei nu pun deloc accent pe modul în care comunică și mă refer la cântăreți acum. O serie bună care au o anumită experiență de viață, au și niște discursuri foarte bune atunci când apar în public. Mulți dintre ei se rezumă doar la faptul că au o piesă, cineva le-a scris o piesă, fără să poată, dincolo de autor, titlu și ce crede el despre piesă, să mai spună ceva. Asta mi se pare cel mai grav. Pentru că discursurile sunt sterile de cele mai multe ori și apar în emisiuni de televiziune doar pentru a-și mai face PR. Ori mi se pare că un om trebuie să accepte să ajungă pe această canapea atunci când poate să ofere mai mult. Și cred că nu trebuie să ignore această parte de pregătire niciun artist, niciun politician, niciun actor și niciun alt om care apare aici și este formator de opinie și care influențează oamenii, începând de la modul în care arată și încheiind cu modul în care el vorbește și exprimă anumite idei.
multe discursuri sterile, fără substanță și fără conținut. Și asta este cel mai grav, pentru că mulți dintre oamenii pe care o să-i întâlnești în stradă astăzi, o să-i întreb dacă deschid televizorul și dacă vor să se uită la televizor și vor spune nu. De ce? Pentru că oamenii care apar acolo nu le pot oferi plus valoare. Și atunci el nu are ce învăța de acolo și găsește un refugiu în altceva. Gen telefon, alții bibliotecă, alții merg la studii, alții pur și simplu se informează din ziare și caută o altă alternativă pentru asta. Cred că și televiziunile trebuie să mai să-și seteze valorile și să învețe să invite la televizor oameni care într-adevăr să formeze o opinie sănătoasă. Pentru că atunci când vom merge să luăm o decizie, să fie una argumentată, indiferent de ce domeniu este vorba. Dar poți să ne dai câteva nume ale persoanelor cu un discurs foarte infect sau defect? Da, acum mă pui în extreme, știi? Cu oameni cu care eu am lucrat sau cu oameni pe care eu îi instruiesc în acest moment. Dar ca să-ți ofer un răspuns așa plauzibil și să fie ok, am muncit cu oameni din toate partidele, aproape toate partidele politice care sunt în Republica Moldova. Oameni pe care îi vedeți la televizor în fiecare seară, care sunt și din opoziție și din o opoziție parlamentară sănătoasă, dacă asta îi spune societatea, sau poate nesănătoasă, și în fiecare dintre partide o să găsiți și oameni care au discursuri bune și oameni care au discursuri mai puțin bune, și e valabil cam în orice domeniu pe care noi îl avem. Ziceai undeva că vorbitorii de rusă, de limba rusă, sunt cei mai greu de modelat. De ce se întâmplă acest lucru? În primul rând o să-ți spun un lucru fericit despre vorbitorii de limba rusă. Ei învață o română bună, din start, fără dialectul moldovenesc și vrei și faci și cu tine. Pentru că ei nu îl pot asimila atât de ușor, ținând cont de faptul că noi suntem români gen BG și am adoptat acest dialect din familie. Vorbitorii de limbă rusă, în schimb, au o dificultate pe vocala ă și e. Ei acolo întâmpină foarte multe dificultăți și muzicalitatea, pentru că ceea ce într-o limbă este o normă, în altă limbă este o greșeală. Dar, în rest, vorbitorii de limbă rusă au abilitatea de a învăța foarte curat limba română. De ce sunt foarte greu de modelat? În primul rând, dacă vine un vorbitor de limba rusă, mai întâi trebuie să accepte el că se împrietenește cu altă limbă. Pentru că dacă intră în sala mea de curs și spune că este moldovenească și nu limba română, ne despărțim în acel moment. Așa. Nu am făcut niciodată rabat de la calitate. Și dacă am avut niște principii clare despre ce limbă se vorbește în Republica Moldova, atunci omul a trebuit să accepte că eu asta îl învăț. La fel ca și politicienii. În momentul în care cred altceva despre limba decât ceea ce cred eu, ne despărțim. Foarte mulți politicieni dintr-un partid. Da, dar ei încearcă să-și câștige capital politic prin această sintagmă. Prin faptul că zic că vorbesc limba moldovenească, exact. Dar atunci când vin la cursurile tale, acceptă că e limba română. Asta se înțeleg, da? Și nu cred că am avut un politician care să fi zis altceva. Așa. Întotdeauna, dar pentru că au un anumit program electoral pe care trebuie să-l adopte, atunci încearcă altceva să spună opiniei publice. Dar de ce le vine greu asimilarea unei alte limbi? Pentru că cititul în voce face întotdeauna diferența. E valabil și pentru un vorbitor de engleză și de rusă. Dacă îți dorești să înveți o limbă străină, găsește același text în limba română și în limba rusă. Citește-l odată în română, după aia citește-l în rusă, încearcă să vezi câte cuvinte sunt noi, încearcă să găsești în dicționar explicația și fă a doua zi exact același exercițiu, doar cu acel text în limba engleză, franceză, rusă, ce vrei tu. Și învață o limbă nouă în acest fel. Să știi că supărarea mea cea mai mare, dacă o pot numi astfel, la cursul pe care eu l-am, și cred că n-aș avea atât de mulți clienți, niciodată, dacă ei ar face acest lucru, este că oamenii nu citesc. Ei nu se aud. Și din momentul în care pretind că depun un efort, dar citesc în gând, nu putem dezvolta faza auditivă. Ce înseamnă asta? Urechea nu aude. Și din momentul în care tu apari peste 5 zile să ții un discurs, dar nu l-ai rostit niciodată în voce, nu ai cum să simți că acestea sunt cuvintele tale. Și îmi plac oamenii care sunt individuali. Adică încearcă din tot ceea ce li s-a scris pe o foaie
să ia exact atâta cât pot ei duce, să-și preia de acolo ceea ce îi face pe ei umani și să meargă să le spună oamenilor. Te recomandă de acum o carte, dacă tot veni vorba despre citit. Carnegie are o carte bună pe care eu o pot recomanda, Cum să vorbești în public. Deci acesta este titlul. E valabil și pentru politicieni sau și pentru o altă persoană care își dorește să vorbească bine în public. Trucuri, secrete, rețete. Sau cartea Secretul prezentărilor de succes. Îmi scapă acum autorul, dar titlul este corect și de acolo puteți găsi exact aceeași manieră de construire a unei prezentări, dar care să poată să placă oamenilor. Jurnaliștii de la noi, cum stau cu dicția? Mulți dintre ei foarte bine. Surprinzător, în ultimii ani au înțeles care este partea de articulare, frazare, ritm, intonație, expresivitate și au devenit interesanți pentru noi ascultătorii, telespectatorii, dar mulți dintre ei se avântă în meseria asta fără parașută, crezând de fapt că atunci când vor apărea la televizor vor ști și partea de dicție și frazare și registrele vocii și legile frazării știrilor de radio și TV, fără să se gândească de fapt că aceasta este de fapt munca la perete pe care eu o fac împreună cu anumiți jurnaliști pe care eu îi instruiesc luni în șir, în care el trebuie să-mi convingă peretele din față că respectivul crede ceea ce spui tu. Din momentul în care el nu crede, te mai așezi frumos în bancă și continuăm să învățăm. Începând de la care sunt accentele logice care trebuie să existe într-o frază și încheiind cu cele trei registre, doamnelor, domnilor, bună ziua, doamnelor, domnilor, bună ziua, doamnelor, domnilor, bună ziua. Mulți dintre ei vorbesc doar pe registru de cap, gândindu-se că sunt la o emisiune de divertisment și apar la televizor, trebuie să vă spunem că pe această stradă s-a întâmplat un accident și... Nu s-a întâmplat niciun accident, deci nu ești un jurnalist. Din momentul în care nu știi că trebuie să vorbești pe registru diafragmatic, pentru că tot ce înseamnă știrea gravă trebuie întotdeauna citită pe registru de piept, în care vorbirea este ușor aplecată și vocea are un pic de tensiune, pentru că așa ești convingător, și nu pe registru de cap în care se țin emisiunile culturale de divertisment, gen DJ la radio, sau registru mediu în care trebuie să citești știrile. E o școală pe care trebuie să o treci. Filosofia. Da. Să știi că i-am provocat și pe colegii noștri de la știri să citească câteva exerciții de dicție. Haideți să vedem cum s-au descurcat și ei. I-am provocat și pe colegii noștri să vedem cum se descurcă cu cele mai haioase frământări de limbă. Titirit vetit, nu-i greu a zice titirit vetit, dar mai greu este titirit, titiritătura, titirit vetit. Acum pot să citesc. Titirit vetit, nu-i greu a zice titirit vetit, dar mai greu este titirit, titirit vetit. Acolo în vale pe un pietroi cu dăbătură și încă dăbăturoi, cu dăbăturoiul putu, putu că dăbături, cu dăbătură, cu dăbătura nu putu că dăbături, că dăbăturoi. Pimpirel cu pila lungă și-a pilit pila pe pungă, pungă în pila, pila în pungă, pimpirel cu pila lungă. Fără dimitili mai minopă, mnozo mi-e bizo. Paradimitile nomino no azo penza ne sufor. Un moș cu un cocoș, un cocoș. Un moș cu un coș, un coș, un cocoș. Moșul cu cocoșul, coșul cu cocoșul. Perfect. Un cocostârc s-a dus la decocostârcărie, unde se decocostârcăreau și alți cocostârci, cine decocostârcăriți ca să se decocostârcărească decocostârcăria lui. Foarte amuzanți, cum s-au descurcat, da, Viera. Foarte, foarte bine. Paradimetil aminoazobenzen sulfonic trebuie doar, și o să-i spun colegei voastre, Galina, doar să-l desparți în para, dimetil, amino, anzo, benzen, sulfonic. Citește-l de 5 ori așa, după care de 5 ori cu creionul în spatele caninilor, după care de 5 ori la o viteză un pic mai mare și mărește exact în funcție de câtă tărie de caracter ai deja pe fiecare dintre construcții. Paradimetil, amino, anzo, benzen, sulfonic, paradimetil, amino, anzo, benzen, sulfonic. Sau intercontinentalul se dezintercontinentalizează, faci la fel. Intercontinentalul se dezintercontinentalizează. Așa.
Deci, deci trebuia pur și simplu despărțit și ceilalți colegi ai tăi foarte buni, cu un pic de exersare sunt mai mult decât sigură că trebuie să mă și retrag din meserie. Nu, nu trebuie să te retragi pentru că avem foarte mare nevoie de tine, Vera. Care este cheia succesului general? De la prima impresie până la sfârșit. Să ai pe cineva în familie care să te iubească. Așa cum ești tu. Cu lucrurile bune sau mai puțin bune cu care vii tu în această viață. Să te critique constructiv și să te aștepte acasă. Tu ai pe cineva? Da, sigur că da. Nu aș putea să strălucesc dacă nu aș avea pe cineva. Și da, e foarte important că atunci când ieși din casă să poți să fii bine cu tine. Cea mai frumoasă relație în viața asta este cea pe care o ai tu cu tine. Și după aia este cea pe care o ai tu cu alții. Să ai întotdeauna bani în buzunar pentru cărți bune și nu pentru pantofi. Pentru că dacă o să ai multe cărți, cu siguranță peste puțin timp o să ai câți pantofi vrei tu. Și să-ți construiești viața în așa fel încât să nu ajungi pe un vârf de munte singură. Ce rost are să ajungi pe un vârf de munte singur? Absolut niciun rost. Tocmai de aceea gândește-te să ai acasă o familie solidă, frumoasă, pentru că dacă o mamă este fericită, toată familia este fericită și o să poți construi tot ce îți dorești tu în viața. Oamenii care uneori nu reușesc în viață este pentru că acasă au un dezechilibru și nu pot să se echilibreze. Și din momentul în care îl găsești, el va face întotdeauna diferența. Și tu vei reuși să fii un om puternic, cu bună dispoziție și pregătit întotdeauna de o nouă provocare. În viața mea, lucrurile până la această etapă de viață nu au fost roz, așa cum poate vă imaginați. Dar întotdeauna am știut să cer ceea ce eu vreau. Și Dumnezeu mi-a spus, cred că tu asta meriți. Da, frumos. Știu că ai o relație extrem de specială cu fiica ta, cu Gloria. Da. Care sunt acele principii de viață pe care vrei cu desăvârșire ca ea să le urmeze? Mi-amintesc un interviu pe care l-am oferit în urmă cu mai mult timp pentru o revistă de la Chișinău, în care am fost întrebată despre ce aș sfătui eu pe Gloria peste ani să fie sau să-și dorească să urmeze. În primul rând să nu aibă așteptări de la nimeni și să se bazeze în primul rând pe ea. Să se bucure de fiecare răsărit de soare în fiecare dimineață și să aibă un plan al ei. Și să muncească pentru el, pentru că în alte situații altcineva o va prelua și ea va trebui să lucreze pentru planurile altora. Să-și găsească în viață pe cineva cu care poate vorbi sincer și necondiționat, fără să ascundă ceva. Și să fie întotdeauna bine cu ea. O femeie, dacă este bine cu interiorul ei, pentru că noi femeile nu ne îmbrăcăm de la exterior la interior, noi ne îmbrăcăm de la interior spre exterior. Și noi nu ne îmbrăcăm pentru bărbați, noi ne îmbrăcăm pentru alte femei, să fie foarte clar. E important că atunci când apare în fața altor oameni să spună ceva care să aibă conținut și să-i placă cartea. Cam asta am învățat-o eu până acum pe fetița mea. Ne mai luptăm acum cu tabla mulțirii, cu matematica. Este în clasa a doua. Apropo, va împlini peste câteva zile 9 ani și mă și întreba... Să-ți trăiască! Mulțumesc, la fel. Și mă întreba dacă vârsta de 9 ani este o vârstă la care ea își poate permite să facă și alte lucruri. Zic, cum să nu? Ce îți dorești următorul lucru? Și ea mi-a spus că și-ar dori foarte mult să ajungem într-o anumită locație în care să sărbătorim ziua ei de naștere. Și i-am promis că o să facem asta în cel mai scurt timp, dar că deocamdată suntem la școală. Și ea îmi spune, da, deocamdată tabla mulțirii cu 7. Pentru că acolo este. Este problematic, mi-aduc aminte și da, eu. Să știi că și eu nu am fost un om foarte strălucit la matematică.
am avut și eu înclinații artistice din prima clasă și atunci ai reușit să excelezi în domeniul în care ți-ai propus și să faci acest lucru. Și după să echilibrezi. Da. Vera, îți mulțumesc tare mult. Și eu îți mulțumesc pentru discuție. Ai fost atât de umană și atât de sinceră. Da, îți mulțumesc tare mult. O plăcere foarte mare pentru noi. Și vouă vă mulțumim că ne-ați urmărit. Să aveți o seară minunată în continuare.